Omul cu cel mai mare IQ din SUA asta de pe planetă, cel puțin cum se prezintă el așa, pare că nu înțelege lucruri elementare și acestea pot să spun fără să am nici măcar pe departe pretenția să mă învârt cu sub 50 de puncte de IQ la sub cât spune el că are, în jur de 190 sau 180. Deci, probabil că eu am ceva peste 100, deci am trecut constant cu testul peste 100, dar nu pot să spun că am avut vreo 140 sau ceva de genul. Și de ce spun că totuși sunt convins că pot să-l critic? Este că persoana face greșeli elementare. Și inițial, până să fie aflat că azi profesorul Dave a făcut o critică în care pare să arate că este un șarlatan, voi exclude analiza aceasta că vei spune că este mai antagonică. Vreau să spun că din ce spune el, că a renunțat să meargă la facultate, cine știe, așa i-a fost viața lui, faptul că nu înțelege lucrurile câteodată chiar de liceu, dar și de facultate, minim de cel mult anul întâi de filozofie, asta îmi spune că trebuia să chiulească puțin și să meargă la o facultate de filozofie ca să își dovedească el că Dumnezeu există sau nu. Și să meargă măcar să întrebe un profesor de filozofie de acela ateu și să-l facă pe acela creștin. Și atunci ar scrie împreună o carte și atunci i-ar da pe toți pe spate. Dar, bineînțeles că nu este nimic de genul. Și de ce spun discuția despre filozofi și de genul? Este simplu, pentru că argumentul lui în ceea ce a spus, dar bineînțeles cu o dovadă care aș zice eu că este deficitară, este ceva de genul că Dumnezeu este o consecință a logicii binare. Și să fiu clar, am mai auzit versiuni ale acelui argument și efectiv îmi par incoerente, dar voi spune de ce sunt incoerente. Când spuneam despre clipul anterior în care discutam despre argumentele ontologice versus epistemice despre divin, discutam că există o distinție foarte cunoscută în filozofie dintre analitic și sintetic. Iar pentru cei care nu înțeleg prea bun distinția sau nu au văzut clipul, afirmațiile ce le poți concluziona doar din axiome, teoreme și implicații logice, dar care pleacă doar dintr-un sistem logic, acele sunt afirmații analitice. Și afirmațiile care trebuie să ieși afară în lume sau să le măsori, acelea sunt sintetice. Și întotdeauna știm că există limitări în ambele sisteme. Deci, câteodată sistemele analitice pot să arate sau să falsifice anumite aspecte din lumea sintetică și viceversa, dar acestea merg atâta timp cât arătăm relația dintre cele două sisteme. Și nu orice lucru care poți să-l arăți analitic devine sintetic. Iar la ce mă refer este că dacă iei operația cea mai simplă care o învăț cu acum copilul meu din matematică, de genul să adun plus 1, copilul meu are 6 ani și îl învăț să adune și să scadă, ca să adun plus 1 este o afirmație care poți să spui că o poți să o arăți foarte ușor sintetic. De genul iei 3 degete, pui un deget lângă și ai 4 degete. Ai arătat sintetic un principiu din matematică. Dar în realitate, mulți statați nu vadă, dar nu înseamnă că lucrurile automat sunt corecte. De genul nu poți să aduni la infinit degete. Pentru că ajungi la numărul infinit și numărul infinit nu există în realitate. Deci, dacă numeri chiar și atomi, ai un număr limitat de atomi în univers. Puteți să-l căutați pe Google, 10 la 80 parcă, sau cât o fi, 10 la 90, nu contează numărul exact. Dar după ce ai depășit acel număr, nu mai poți să adaugi încă un atom. Dar nu numai că nu ai corespondența asta, deci dacă Dumnezeu ar fi infinit, ar fi tot una, cu nu există. Atenție, nu zic că persoana nu zice că este infinit Dumnezeu, dar vreau să spun oamenii care afirmă asta, nu au o corespondență, ce obțin în realitate, deși infinitul are implicații practice. Anumite lucruri tind la infinit sau matematica
are o relație în fizică care la un anumit nivel pare că se sparge matematic sau cu fizica ce o avem și ce mai fi. Și dacă aici este ce discutăm, deja am clasificat primul aspect, că ai ceva genul Dumnezeu este infinit, infinit este Dumnezeu, auzi fraze de genul ăsta foarte des la unii apologeți, nu înseamnă că ai o corespondență în realitate. Este și mai rău decât atât. Câteodată știi că nu poți să adaugi, de exemplu, la viteză, că știi că ai o limită fizică de viteza luminii. Nu poți să adaugi un metru pe secundă extra la viteza luminii. Iar dacă este adevărat, la fel, avem substantiv problema cu... te uiți la un lucru care este sintetic și apoi trebuie să îți limitezi calculele analitice la măsurătorile tale. Și logica, din păcate, este, cred eu, unul dintre cele mai slabe legături dintre acestea. Deoarece nu există doar azi matematic un singur sistem logic, cum nu există probabil o fizică universală, cum este cuantică, newtoniană sau relativă, relativistă sau cum vrei să numești, și unii o să spună că cea relativistă și newtoniană sunt același lucru, dar cel puțin nu se potrivește cu cea cuantică. Tot așa sunt mai multe sisteme logice, de genul fazii, mai multe logici algebrice, există logici speculative, există o combinație dintre ele câteodată. Și acest lucru, zic eu, pentru mine este surprinzător. Cum cineva, dacă scoate ca și concluzie că, de exemplu, într-o gaură neagră există Dumnezeu ca și consecința fizicii newtoniene, s-ar putea să nu mai existe conform fizicei cuantice, ce o avem măsurate. Atenție, nu zic că este, nu sunt fizician, dar nu pui, faptul că poți să-l pui Dumnezeu într-un calcul nu devine real dacă avem cel puțin o explicație simplă și reală în alte părți. Dar ultimul aspect care îl punem, ziceam de infinit, puteți să vă gândiți câteodată alte concepte mult mai simple, de genul conceptul de minus 1. Poți să spui că nu există corespondență în viața reală. Poți să spui că există actul, deci ai patru degete și pui un deget deoparte, dar nu există efectiv, esențial, un minus un deget în universul acesta. Și bineînțeles, aceasta este pentru concepte foarte simple, dar poți să-ți dai seama că pot fi o mulțime de limitări în acest gen, în care este foarte clar că cum putem să înțelegem conceptul de minus 1, dar să nu aibă în sensul strict o relație în realitate. Și aici este pasul care este cel mai groaznic, zic eu, pentru divin. Chiar presupunând că există o logică universală și nu e cea binară, din păcate, și chiar dacă ai dovedit că Dumnezeu există acolo, cum îl pui în realitate? S-ar putea să fie doar un concept abstract. Și felicitări, ai găsit o limitare sau o consecință abstractă a unui sistem abstract de gândire care discută valorile de adevăr ale unor afirmații. Că asta face logica. Dacă îmi spui logic, și nu logic neapărat ca să folosesc recurență, dar să înțelegeți, dacă pleci doar de la afirmația de ai consecința Dumnezeu, cum poți să faci pasul ca să-L arăți pe Dumnezeu? Și aceasta nu o poți face. Cel puțin, nu știu niciun fel clar. Iar și o ultima problemă. Haideți să spunem că există conceptul de divin. Haideți să spunem că există logica cea universală, ce nu există. Haideți să spunem că există, cum există conceptul de cerc. Poate nu știți, cel puțin în filozofie, cercul abstract este, în fapt, un cerc perfect, dar, în realitate, orice cerc îl desenezi tu, nu are să fie niciodată perfect. Atomii vibrează și forma cercului, aceea nu există. Există, ipotetic, un cerc perfect, dar niciodată nu o să-l atingem. O să atingem cu un grad foarte mic de eroare, aproape perfect un cerc sau aproape perfect o sferă, dar cercul și sfera aceea nu există. Presupunând că Dumnezeu există ca un cerc, în concept abstract,
ipotetic îl poți reprezenta real aici, într-o icoană, chiar nu știu, să-mi spună teologul ce înseamnă. Ce ar însemna asta? Deci, presupunând cum există numărul perfect sau lucruri de acest gen, dacă desenezi un echivalent cel perfect, un Dumnezeu, îl reprezinți, ce înseamnă? Pentru că nu ai să ajungi la toată cacofonia de idei care persoana ce au spus în clip. De genul că există rai și iad, că nu există extraterestri, că am uitat atât lucruri, că există conspirație de la CIA, că oamenii vor să creadă în extraterestri și lucruri de acest gen. Și atenție, nu spun că extraterestri există sau nu există. Vreau să spun că persoana aceea vine cu tot felul de idei care nici măcar nu trece pasul elementar, în care să fiu absolut concret, să spui, măi, Dumnezeu este absolut o consecință a matematicii. Am publicat, filozofii cel puțin respectabil ar spune, da, pare cel puțin a fi o teză corectă, cel puțin a matematicii, trebuie să regândim poate matematica sau logica. Aș fi complet curios, sincer. Dar când omul face greșel, care undeva sunt între liceu și cel mult anul întâi de facultate, sau al doilea de o facultate gen filozofie, matematică sau lucruri de acest gen, care au consecințe cu relaționate cu între realitate și matematică aplicată, cred eu că avem cel puțin un argument eșuat. Este vreo ceva să zicem sare? Puteți să-mi dovediți că greșesc? Iar dacă nu, sau dacă da, oricum, rațiunea fi cu voi. Mulțumesc că m-ați ascultat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!